Exprimarea unui punct de vedere. Argumentarea. Dragi copii, astăzi vom învăța cum să redactăm un text complex în care să ne exprimăm punctele de vedere argumentat pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite. Conform dicționarului explicativ, argumentarea este definită drept acțiunea de a argumenta și rezultatul ei, totalitatea argumentelor aduse în sprijinul unei afirmații. În 1929, Șeineanu definea argumentarea drept fapta sau arta de a argumenta. Așadar, argumentarea reprezintă un mijloc de a demonstra un punct de vedere privitor la o anumită temă. Scopul argumentării este acela de a convinge interlocutorul să ofere crezare opiniei noastre. Structura unei argumentări. Ipoteza, argumentele, concluzia. Pentru a redacta o argumentare, în primul rând trebuie să prezentăm clar ipoteza de la care pornim în argumentare. De fapt, este vorba de o idee generală sau o definire a temei pe care o punem în discuție. De asemenea, prezentăm opinia personală referitoare la tema pusă în discuție, acordul sau dezacordul față de aceasta. Printre conectorii specifici ipotezei se numără și: consider că, părerea mea este că, în opinia mea, din punctul meu de vedere. Următorul pas în realizarea unei argumentări se referă la prezentarea argumentelor. Prezentăm minimum două argumente după modelul: enunțarea ideii principale a argumentului, dezvoltarea ideii prin explicații și exemplificarea, utilizarea exemplelor din experiența personală sau culturală. Printre conectorii specifice argumentelor se numără și: în primul rând, în al doilea rând, pe de o parte, pe de altă parte, de asemenea, în egală măsură, desigur că, fără îndoială că, cu siguranță că. Concluzia reprezintă reluarea și întărirea ideii din ipoteză, formulată altfel, fără a adăuga noi idei în argumentare. Printre conectorii specifici concluziei se numără și: în concluzie, așadar, deci, prin urmare.
Așa cum am spus, nu mă tem de concluzii și nici de premize, doar de urmări. Când timpul măsoară cu alii păcatul, în ieri e sentința de un judecător. Dragi copii, în continuare vă invit să rezolvați 3 exerciții referitoare la argumentare. Pentru a putea să faceți acest lucru, trebuie să accesați cele 3 linkuri și să rezolvați exercițiile conform cerințelor.